Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit! Sunt Georgel Nucă și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 21:30. Suntem la televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre. Suntem aici între oameni speciali pentru că ne-a adunat prietena noastră dragă, îndrăgită interpretă a cântecului românesc. Elena Sima, o știți foarte bine din multe emisiuni de radio sau televiziune. Elena Sima este un nume cunoscut în cântecul popular și ne-am adunat aici, cu micu mare, pentru a-i spune la mulți ani. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, Elena Sima, să ne trăiești și tot ce-ți dorești să se împlinească. Elena Sima, așa cum spuneam, este o adevărată bucurie pentru sufletul meu, pentru că suntem între oameni frumoși, suntem între prietenii noștri dragi și încă o dată drumul cântecului să fie presărat cu multe flori, cu multe aplauze. Ești o interpretă iubită de toată lumea și mă bucur că niciodată nu faci rabat de la calitatea cântecului popular. Ești un om fidel satului românesc, ești o interpretă care aduci pentru români cântecul nealterat. Cântecul știu că îți este cel mai bun prieten și mă bucur că ai ales să fii sărbătorită astăzi în cadrul emisiunii Spectacol cu Cântec. Dăm voie să te pup și încă o dată să spun la mulți ani. Mulțumesc frumos! Nici nu m-aș fi dus în altă parte, sau poate chiar dacă mai merg și în altă parte, primul gând a fost, acolo la Georgel voi merge, pentru că Georgel a știut de fiecare dată să vadă calitățile pe care le pot aduce și eu în fața telespectatorului sau spectatorului. Avem calități, doar că trebuie cineva să creadă în ele. Georgel a fost unul dintre oamenii care a crezut în acest lucru și îți mulțumesc frumos. Și Georgel, uite-te câtă frumusețe am în jur, câtă tinerețe și ce oameni minunați. Nu pot decât să spun că Dumnezeu mă iubește, eu știu lucrul ăsta, și să mă ierte că oricum sunt o păcătoasă, dar sunt înconjurată de oameni minunați. Vă mulțumesc. Ești înconjurată de oameni minunați, ești înconjurată de o familie deosebită. Soțul tău, Robert, acum este în spatele camerelor de filmat și coordonează toată transmisia noastră și să știi că cele mai de preț, să spun așa, brățări ale gâtului tău sunt brațele copiilor tăi. Ai doi copii minunați să trăiască, să te bucuri de ei și ei sunt convins că nu peste mult timp vor ajunge nume mari în cântecele noastre, pentru că studiază muzica și iată, ei moștenesc acest dar de la mama lor. Ești un om împlinit, ești un om iubit de Dumnezeu și încă o dată îți spun că este o adevărată bucurie pentru sufletul meu să am o colaborare cu oameni așa cum ești și tu. Lângă tine sunt nume mari ale cântecului popular, interpreți care întotdeauna au adus pentru marele public cântece deosebite. Vreau să le spun tuturor telespectatorilor care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc că ediția din această seară a emisiunii Spectacol cu Cântec a fost deschisă de ansamblul folcloric Vatra Glodenenilor din Glodeanu Sărat, județul Buzău. Multe aplauze merită și domnișoara coregraf Roxana Alexandru, iată o tânără care pune mult suflet pentru dansul românesc. Ansamblul este condus de preotul Frățilă Bogdan, un om care face multe lucruri frumoase pentru folclorul românesc. Aplauze și pentru coana preoteasă, pentru doamna profesor Monica Frățilă. Aș vrea acum multe, multe aplauze și pentru doamna Elena Hornea, un alt om deosebit. Iată, acolo, în județul Buzău, mai exact în Glodeanul Sărat, cântecul, tradițiile și obiceiurile neamului românesc sunt la loc de cinste. Le mulțumim acestor tineri care au prezentat pentru dumneavoastră o suită frumoasă și sunt convins că în această seară toate cântecele interpreților noștri vor merge la sufletele dumneavoastră.